Doamna doctor. Singură, bună seara. Bună seara, mă numesc Nicoleta Dumnea. Ne-a plăcut foarte mult prezentarea noastră. Întrebarea pe care vreau să vă pun este, noastră v-ați referit la cupa de vârstă 5-11 ani, dacă am înțeles bine. Ce se întâmplă cu copiii sau grupa de vârstă adolescenții? Este aceeași lege, este același mod de a promova sau nu promovează deloc? Sau nu? Yes, it will be very much the same policy. 9 to 11 years old, a lot of the education is about, well, they have a section in the program, let's talk about sex. You understand? Yeah. So it's getting children to think about sex and to have conversations about it, group discussions, you know, what have you learned, what have you understood, but all in a very, you know, it's not, it goes well beyond just the biology, if you like. And when they get to secondary school, so 11 to 18, the main thrust, if you like, of the sex education is all about contraception. Where to get it, how to use it. Deci, la copii mai mari se merge pe discuții de grup, pe accentul pus pe relații, pe cum se relaționează, se merge cumva mai departe de biologie. Iar la cei mai mari, deja începe să li se prezinte, celor mai mari începe să li se prezinte contracepția și metodele contraceptive. Yeah. Yeah. There's a sort of... aceeași, practic, este coerentă pentru toate grupele de vârstă. There's a sort of assumption in schools that, you know, all teenagers from about 13 onwards are sexually active. Se presupune că toți adolescenții de pe la 13-14 ani în sus devin activi sexuali. Acesta e un fel de presupunere, presupoziție de la care se pleacă. We've had lots of schemes of where children as young as 13 can get the morning after pill, no questions asked. Avem programe prin care acești copii la 13 ani pot primi contraceptive fără să fie întrebați cum și-au început viața sexuală, de ce au ajuns la cabinetul ăla. Yeah. And one third of secondary schools in England and Wales have confidential sex clinics in the school. O treime din școlile, din gimnaziile din țara Calilor și Anglia au acestor de cabinete, yeah, unde este confidențialitatea asigurată și se oferă contraceptive în școală. Yeah, exactly. Any more questions? Yeah. Simțul pudorii e un fapt natural. Yes. Yeah. Faptul că se intervine agresiv în sufletul copiilor cu o astfel de educație a dus, există un studiu care arată că sunt comportamente deosebite în acești copii care au primit aceste lecții. They aggressively interfere with the child's after the parental studies that they are traumatized by these problems. What is the short answer is no. Răspunsul scurt este nu. And that is because academic researchers just won't go there. They won't investigate this because they need funding from universities, and the sex education lobby in the UK is so powerful that I don't know of any university that would fund a researcher to look into this. Problema este că nu cunosc nicio universitate care ar fi dornică să financeze astfel de studii, pentru că e nevoie de bani ca să faci astfel de studii, iar lobby-ul
este pro-educație sexuală este atât de puternic încât nimeni nu alege astfel de subiecte de studiu, de cercetare. We need this study. Dar avem nevoie de ele. But it's not happening. Dar ele nu apar. Monica, ți-aș fi vrut să vă întreb și eu ceva. Dacă considerați că educația religioasă în școală, oficial făcută, ajută la contracararea acestei flagel de propagare a educației sexuale în școli. Well, I think that good religious education, which is teaching chastity to young people, would help this. But certainly in England, and I can think of my own children's religious education, that topic is not dealt with very well at all, and I'm talking about Catholic schools. Pot să vă spun din experiența școlilor catolice și experiența pe care am avut-o cu copiii mei copii în Anglia. Educația religioasă care se face nu pune, din păcate, accentul pe castitate. Aceasta ar fi metoda cea mai bună. Trebuie să învețe pe copii curăția, abstinența, o astfel de educație religioasă. Să nu lase deoparte discuția aceasta. But you know, my view is that if there is really strong religious education in a school which is teaching, say for Catholic schools, which is teaching the truth of Catholic teaching, you know, that's what young people, that's what teenagers need to hear. Because of the introduction of sex education, a lot of that has been sort of played down. Noi în școlile catolice învățăm pe copii adevărul, ei au nevoie de acest adevăr. Dar, din păcate, odată cu introducerea educației sexuale, a scăzut și standardul la care este susținut acest adevăr în școli, chiar și în școlile catolice. Credeți că există o agendă secretă în spatele educației sexuale în școli? Credeți că e un alt interes mai mare de atât, mai ceva do care... Do you believe there's a secret agenda behind this sex education? Is there an interest, a higher interest for the children? I mean, I think probably the answer is yes. I mean, organizations like the United Nations have produced charter for, you know, comprehensive universal sex education. And yes, I think the agenda really is the destruction of the family. You know, sex education, same-sex marriage, it's all part of the same movement, if you like, which, you know, is the destruction of the family. And of course, in spiritual terms, it is a huge spiritual battle. It's the battle for the souls of our children. Probabil că răspunsul este da. Dacă ne uităm la ceea ce promovează, de exemplu, ONU, drepturile sexuale, chiar și ale copiilor, ne dăm seama că se dorește o destructurare a familiei prin această educație sexuală, prin sexualizarea copiilor, prin promovarea căsătoriei între persoane de același sex. Și, desigur, în afară de aceasta mai este și bătălia spirituală, pe terenul spiritual, unde noi, practic, trebuie să ne luptăm pentru sufletele copiilor noștri. Părerea mea este că răul este cam același, dar se manifestă în moduri diferite. Dacă la dumneavoastră ofensiva educațională pentru promovarea sexului în școală este ceva organizat și care merge pas de pas, noi avem experiența faptului că totul în jurul nostru este murdar, afișe urât, care au întotdeauna conotații sexuale, televizorul are întotdeauna bancuri acceptate
cu conotație sexuală, iar copiii noștri, iar noi, nu avem o reacție organizată împotriva acestui rău, care deja ne-a cuprins prin difuzie. If you have many ways that it manifests itself, mm-hmm. you have organized yourself, which is very good. But unfortunately here, we are not well organized, and the fact is that we are, somehow there is a, like a bombardment of dirty images, mm-hmm. dirty jokes on the TV, mm-hmm. and it's become like a diffusion into the whole society. It's everywhere. The sexual connotation is everywhere. Yeah, Mass media este impregnată simboluri, de conotații, de glume sexuale. Yeah. Și oamenii la noi nu au reacția suficient de puternică sau normală sau dorința de a o face în mod legislativ, adică organizat. We don't take action civilly and legally against this in an organized way. What about the sort of general sexualization or mm-hmm. yeah. Yeah, general sexualization of the society? Yes, exactly. Well, we have exactly the same thing in the UK. I mean, I drive my children to school and I pass one naked body after another. I mean, it's very difficult to counter or to stop all that. But I think the I personally think the real answer must be in families. It must be de oprit acest lucru, dar cred că răspunsul este să acționăm fiecare în familia noastră. Yeah, there must parents must really understand that they have got to have a culture in their home that is stronger than the culture outside. And, parents have got to be, it's a tough job being a parent today. You know, you've got to stop, you've got to turn off the television, turn off the internet. You know, there are things, my children are always complaining to me, you won't let us look at this, you won't know. Because, I won't let you look at this while you're when you're 10, because I want you to behave as a responsible adult when you're 20. E foarte greu să fii părinte în ziua de astăzi. Din păcate, este o luptă continuă cu propriul tăi copii. Trebuie să fii atent la ceea ce privesc. Trebuie să le interzici în ori să se uite la televizor, pentru că le poți explica, nu vreau să vezi asta la 10 ani, pentru că vreau ca la 20 de ani să nu fii influențat de ceea ce ai văzut acum și să te comporți responsabil. Noi trebuie să creăm fiecare la noi acasă, în familiile noastre, o cultură care să fie mai puternică decât cea de afară. Yeah, so that's, you start off with the smallest unit, but I do think, you have got some pro-life, pro-family groups in Romania. You need to get behind them, and even small groups of families can get together and you get that sort of strength, I think. Cred că este foarte bine să începem de la nivel mic, nu de la nivel mare. Aveți câteva grupuri puternice aici care susțin ideile pro-viață, pro-familie, și poate că se poate începe de la câteva familii care să susțină câte un astfel de grup, să stea aproape de el, să lucreze împreună. Any more questions? Totuși, această ofensivă nu ar trebui stopată și la nivel legislativ? Puneți întrebări așa pe mai așa. One moment. Din cauza că l-aș cita pe Darwin. Darwin spune că la niciun animal nu a observat simțul pudorii. Singura ființă care are simțul pudorii este ființa umană, da? Așa. Pudoarea sau a avea rușine e un alt fel de a fi conștient, de a avea conștiință. Yeah, yeah. Este un alt fel de a avea conștiință.
Nu cumva educația asta în școli e un atentat la libertatea de conștiință? I wonder whether this type of education is an attempt to destroy this consciousness of our kids. Oh, definitely. Yeah. Un atentat la bine. Absolutely. Nu sunt buni juriști care să facă și ei un lobby împotriva acum, să apere valorile umane. În joc sunt valorile umane, de fapt. I don't know whether you could have a legal action around the issue of shame. Nu știu dacă putem face un proces sau ceva juridic bazându-ne pe ideea de rușine. But I do think you could have a legal action about parents' rights. Dar sunt convinsă că puteți acționa în justiție pe baza drepturilor părinților. And there have been there are a number of European cases which give a sort of legal precedent about parents' rights over the education of their children. În Europa sunt precedente în justiție care le dau dreptate părinților și le dau precedență, dreptul de a decide primii. But we haven't yet taken a major legal case in the UK which we may have to do eventually. Noi încă nu am abordat un astfel de caz în Marea Britanie. S-ar putea să fim nevoiți să o facem. But I do think if in a country where you haven't yet got legislation making sex education introducing sex education, I think almost your strongest position is parental rights. Deci cea mai puternică defensivă într-o țară în care se încearcă introducerea educației sexuale trebuie să fie apărarea drepturilor părinților. Yeah, and the point about parental rights is everybody can, you don't have to argue that on religious grounds and people of every everybody can get behind that. Nu e nevoie să aduci argumente religioase când vorbești despre drepturile părinților. Credem că despre drepturile părinților toată lumea este de acord, indiferent de religie și de alte convingeri. That's it. Mai sunt întrebări, poate cei dintre cei care aveți copii la școală, ar fi interesant să aflăm sau să puneți o întrebare. Dacă nu, am să vă citez exact din ce a spus reprezentantul OMS al României la o dezbatere publică care a avut loc în ianuarie 2014 și revin la această strategie privind sănătatea pe perioada 2014-2020, care se dorește după aceea să fie de lungă durată, referitor la problemele privind drepturile femeilor și cele referitoare și la educația pentru sănătate. Și am să citesc doar foarte pe scurt un răspuns pe care mi l-a adresat unor întrebări. Poate asta este un pic mai lungă, dar spun doar atâta. Deci reprezentantul OMS a spus: femeia trebuie să fie informată, ea decide ce face cu corpul ei. Deci aici este un pic separat de ce am discutat, dar până la urmă intrăm în aceeași problemă. Deci ați reținut, ea decide ce face cu corpul ei, înțelegeți de aici, se referă la dreptul la avort, drept care acum se discută în Parlamentul Europei și știți că se dorește să fie un drept în sine. După aceea, am mai spus, informarea începe de la o vârstă fragedă, se referea de fapt la informarea aceasta despre care noi am vorbit astăzi, educația pentru sănătate, o numesc ei, dar accentuez, în această educație pentru sănătate este cuprinsă educația sexuală.
Și a mai spus mai departe, nu putem să abordăm problemele de sexualitate doar de la o vârstă în sus. Această educație trebuie să se facă nu numai la școală, și spun eu, și în familie, slavă Domnului că se dă voie să se facă și în familie și nu preia școala totul. Lucrurile merg înainte. Ne este, mie cel puțin, îmi este greu să spun ce se întâmplă în momentul de față în școli, doar așa ce am citit prin bunăvoința unor jurnaliști care au mai făcut statistici, anchete, am reținut că în jur de 15% dintre elevii școlilor din România au parte, nu pot să spun că beneficiază, că nu-i beneficiu, de ore de educație sexuală în felul în care le-am văzut noi aici. Din ce mai știu, așa, întrebând colegi, părinți care au copii la grădiniță, da, se întâmplă și în unele grădinițe. Uneori, fără ca părinții să știe, află ei poate mai mult decât știu ei ca adulți. Poate exagerez, dar eu zic că suntem undeva pe aici. Ce putem face? Așa cum am spus și la început, la noi lucrurile vin la pachet. Sunt gata desfășurate, împlinite în alte țări. Am înțeles cât de grav este. Eu cred că noi avem puterea să schimbăm lucrurile aici. Dar pentru asta trebuie informare. Și dumneavoastră care ați participat aici, puteți să deveniți la rândul dumneavoastră cei care răspundeți ceea ce au auzit și să luăm cât se poate de serios să ne facem datoria de părinți, de medici, de profesori, să informăm. Mai mult de atâta nu văd deocamdată ce putem face. Sigur că și la nivel legislativ s-a acționat prin asociațiile Provita de la noi și multe alte asociații, dar e de lucru foarte mult, dar în momentul în care lumea devine conștientă, părinții, în primul rând, înțeleg ce înseamnă educația și pericolul mare pentru dezvoltarea copiilor lor, atunci vor putea să acționeze. Până atunci vorbim poate între noi. Sperăm că vom putea să schimbăm lucrurile. Vă mulțumim. Dacă mai are cineva vreo întrebare sau ceva de spus, vă mulțumim. Îi mulțumim doamnei Antonia Prăcutar. Mulțumim. Mulțumim.